controlez un număr de parlamentari, de guvernanți, de dragi, de tot. Departamente avem, dar nu avem dreptate nicăieri. Pleacă. Pleacă. Rămân tot numai aceia care lor le fric spleșii, că n-au acolo susținere și nu-i așteaptă nimeni. Pe noi ne-a distrus mafia. Din cauza închiderii școlilor, familiile tinere părăseau localitățile, iar unii migrau peste hotare. Acum când acest proces a fost stopat, grădinițele și școlile se repară. Familiile tinere sunt ajutate să-și procure propriile locuințe. Tinerii primesc ajutor de la stat pentru deschiderea afacerilor. Se repară drumurile, se lansează procesul de gazificare. De construcții, de aducte și canalizare în localitățile din țară. Teoretic frumos ar sună, dar nu văd practică. Nu știu, spre exemplu, în localitatea mea, eu n-aș spune că școlile se închid. Nu e acest motiv. Nu adică s-au închis școlile. Că școli sunt, doar de dacă se închidem într-un sat, în satul de lătări era școală. Nu e problemă. Problema e în sărășie, că la țară era, nu era de lucru, nu era bani. Și oamenii plecau la țară, la psihotare, să câștige bani. Dar tineretul, el nu stă din țară pentru că nu are condiții de trai. Ei vor amu ceva mai bun, ceva mai asean și la noi așa ceva în țară nu e. Toată lumea pleacă, cresc copiii, cresc necesitățile și... Oamenii din Moldova pleacă din păcate, pentru greutăți, pentru sărăcie. Nu-i lucru, nu-i salariu, nu-i pensie. Și dăm și numărăm banii și cartofii de la o zarplată până la alta să ne ajungă. Spune-le, șați și schinarea și le spune dacă nu. El lucrează la stat și nu poate, doamna. Mulți sunt care semă, într-adevăr, să vorbească. Dar ce stiin să vorbești? Am o democrație pe tot locul. Grădinițele și școlile se repară, dar n-are și nimeni, da? Familiile tinere sunt ajutate să procure propriile locuințe. Omul care e prima familie poate să le dă așa ceva, dar dacă nu s-au achitat cu ratele care trebuie, le dă eu și eu dat afară, nu s-au uitat, că au copii, că n-au, dar omul n-are de pe și plătie. Un credit n-aș dori să iau, aș vrea cum era pe Uniunea Sovietică, lucrez, hop, să dai apartament, dar mă, nu așa. Tinerii primesc ajutor de la stat pentru deschiderea afacerilor? Într-adevăr, ajutoarele se dau pentru business, dar dau la lor, la apropiații lor, din partidurile lor, bani de țești, ca să-și ridice puterile încă mai mult. Tinerii până când consideră că viitorul în psihotare este mai deschis, ușile sunt mai deschise pentru a deschide o afacere, pentru a primi bani, salariu mai mult. Gaz nu toți au încă. Oamenii nu au bani să-și tragă, dar așa poate este în sat. De ce fac astfel de declarații? Eu știu, pentru a crește procentajul alegătorilor. Propaganda electorală. Deja început. De mult început. Nu vedeți cum îmblă pe raioane ca furnicare. Se făcea așa înainte, dar nu scoteau în prăjun toate astea, dar mai nu fac nimic, fac câte o porțiune de ceva, dar lauda e mai sus decât este. Dar de prins cred, nu știu de ce, știți, sunt spusele frumoase. De-o dragoste să te uiți la trăitorii din Chișinău, amu, la moment ce se face. Și noi sperăm că să ajungem și noi măcar la jumătate de condiții și s-au făcut pentru Chișinău. Dar dacă să mărească ceva zarplata? Nu ușurez aparatele de stat, că sunt foarte mult și-a făcut ce să ajungi de ei. Foarte mult administrație de mântăți, de direcție. Adică birocrație. Da, sunt ușurez un număr de parlamentari, de guvernanți, de dragi, de tot. Departamente avem, dar nu avem dreptate nicăieri. Să vă spun greu, eu pentru socialiști am votat, dar verșorul tatăl, el e din Partidul Democrat și azi votez pentru dânsul.